Ți-ai dorit vreodată o mașină zburătoare, dar un transformer personal? Din moment ce am intrat într-un nou deceniu, nu mai trebuie să visăm la aceste lucruri. Tehnologia a ajuns în punctul în care mașinile au devenit poarta de acces către viitor. De la mașini care se conduc singure la supermașini care bat orice record de viteză până la un Bumblebee Transformers real care poate să urce scările. Astăzi facem un pas înspre viitorul automobilelor. Nu există efecte generate pe calculator, toate mașinile pe care le veți vedea sunt reale. Nu am putea să facem o listă cu mașini ieșite din comun fără să vorbim de Elon Musk. După ce a revoluționat industria vehiculelor electrice, cu Tesla sedan cu 7 locuri și un Roadster, directorul general al Tesla ne-a arătat noul său proiect în noiembrie 2019. Doamnelor și domnilor, acesta este Tesla Cybertruck, o mașină care poate că ar putea face față unei apocalipse zombie. Vehiculul electric va avea o autonomie estimată de 400-800 de kilometri și o viteză maximă de 177 de kilometri pe oră, ajungând de la 0 la 100 în 6,5 secunde. Va avea de asemenea o capacitate de tractare de 3,4 tone. Unul dintre aspectele futuriste ale vehiculului, în afara designului, este indestructibilitatea acestuia. În timpul demonstrației au lovit partea laterală a camionului cu un baros fără să lase nici măcar o zgârietură. Totuși, așa zisele ferestre antiglonți au crăpat la lovitura unei sfere de oțel. Răspunsul lui Elon a fost: există loc de îmbunătățiri. Chiar și așa, Musk spune că la o săptămână după prezentare a primit 250.000 de comenzi pentru mașinăria distopică de supraviețuire. Cybertruck, care are scopul de a lua cu asalt piața americană de camionete, va fi vândut la un preț de $39.900, iar modelul cu tracțiune integrală la $69.904. În momentul de față, seria F de la Ford a fost cea mai bine vândută camionetă din America pentru mai bine de 40 de ani, iar Chevrolet Silverado a fost pe locul 2. Elon Musk are planuri de a aduce Cybertruck-ul pe locul 1. Dacă vrei și tu unul, Musk a spus că vor începe producția în masă în 2021. Cybertruck-ul lui Elon este îndrăzneț, cu margini abrupte și un design metalic ieșit în evidență. Dar următoarea mașină revoluționară este exact opusul, elegantă și la modă. Acesta este Vision Mercedes Maybach Ultimate Luxury sau SUL, un simbol al luxului din viitor. Fiind încercarea celor de la Mercedes de a combina un SUV cu o limuzină, SUL reprezintă răspunsul lor la modelele Cullinan de la Rolls-Royce și Bentley. Alături de forma fără precedent, aspectul cel mai deosebit al acestei capodopere este interiorul. Pe bune, aruncă și tu o privire și spune-ne dacă nu ești impresionat. Sigur, are mânere sofisticate care ies în exterior, jante din aliaj de 58 de centimetri, propriul parfum și toate accentele de lux pe care ți le poți imagina. Totuși, nu uita, acesta este un Maybach. Mașina are mai multe de oferit decât ceea ce se vede. Sub capotă este un motor de 738 de cai putere sau 550 de kW care propulsează mașina la o viteză maximă de 250 de km pe oră. Dacă această bestie va fi produsă în masă, va deveni cel mai scump vehicul fabricat în Statele Unite, având un preț de pornire de $200.000. Stilul este important, dar poate să urce scările? Desigur că nu, asta ar fi ridicol sau poate nu e atât de nebunesc pe cât sună. Permiteți-mi să vă fac cunoștință cu Hyundai Elevate. Mulțumită unui set de picioare robotice extensibile, acest concept car poate cu ușurință să meargă sau să se cațere peste obstacole precum pereți vertical de 1,5 metri sau grob de 1,5 metri adâncime. După cum puteți vedea, roțile sunt atașate de mecanismul picioarelor robotice. Totuși, roțile pot de asemenea să fie detașate. Asta înseamnă că pot fi înlocuite cu catalige în scopul traversării suprafețelor neuniforme, cum ar fi un deșert stâncos. Deși această mașină scoasă din science fiction este încă un concept, oportunitățile sunt infinite. În continuare, fă cunoștință cu Rolls-Royce Vision Next 100 sau Rolls-Royce 103 EX. Fiind introdus ca un concept car în 2016, acesta a fost primul automobil autonom al faimosului brand.
Mașina este uriașă, având aproape 6 metri lungime. Este destul loc pentru tot luxul la care te-ai aștepta din partea companiei. Dacă poți să-ți iei ochii de la acele roți bizare acoperite pe jumătate, verifică mecanismul impresionant al ușii. Pasagerii pot să se ridice în picioare înainte de a ieși din vehicul. Arată ca o mașină adusă din anul 2035. Cireașa din vârful accesoriilor de lux este un covor roșu. Cât costă? Conform Fortune, această mașină unică valorează doar 10 milioane de dolari, un mărunțiș. Urmează ceea ce Lamborghini numesc mașina sport a viitorului, Lamborghini Terzo Millennio. Fiind primul produs al unui parteneriat multianual cu departamentul ingineriei mecanice de la MIT din Italia, Terzo Millennio a întors multe capete. Hibridul de la Lamborghini este o mașină elegantă, având un motor electric alături de cel familiar de 6,5 litri V12. Având aceste două motoare sub capotă, se spune că poate genera 838 de cai putere. Una dintre cele mai incredibile caracteristici ale acestei supermașini este caroseria. Nu numai că este făcută în întregime din fibră de carbon, dar nanotuburile se pot repara singure dacă senzorii montați din fabrică detectează mici zgârieturi sau îndoituri. Dacă te gândești să pui mâna pe una, nu doar că vei avea nevoie de un cec de 2,5 milioane de dolari, ci și de un miracol, deoarece există doar 63 de unități și după cum te-ai gândit deja, s-au vândut toate. SSC s-ar putea să nu fie una dintre cele mai cunoscute mărci de automobile, dar are cu ce se lăuda. Producătorul american cu baza în Washington, pe care îl știm sub numele de Shelby Supercars, s-a afirmat deja în industria supercarurilor cu SSC Aero. Hipermașina a detronat Bugatti Veyron ca fiind cea mai rapidă mașină de producție din lume. Acum SSC are un vizor Koenigsegg Agera cu 445 de km pe oră prin construirea unei supermașini nemai întâlnite până acum. Este numită Tuatara și conform SSC poate atinge peste 482 de km pe oră, ceea ce o va propulsa pe poziția de cea mai rapidă mașină din lume. Nu este greu de imaginat din moment ce are un V8 Twin Turbo Change cu 1350 de cai putere. Aruncă niște etanol E85 și numărul crește la 1750 de cai putere. Această bestie te va costa 1,6 milioane de dolari. Ar trebui să te grăbești deoarece compania are deja două comenzi Tuatara pentru a umple prima jumătate a anului 2020. Dacă vitezele Tuatarei te-au amețit, atunci de ce nu schimbăm perspectiva cu puțin lux? Bucurați-vă pentru că Bentley AXP 100 GT este aici. Pentru a sărbători cea de-a 100-a aniversare, Bentley a lansat acest concept magnific în iunie 2019 cu speranța de a o aduce pe piață în 2035. Chiar dacă putem vorbi despre puterea impresionantă, atracția principală a acestei mașini este relația ei cu mediul înconjurător. Este un vehicul cu emisii zero, având un interior de piele stilat fabricat 100% din produse reziduale ale vinificației. În plus, datorită unei relații cu Fenland Black Oak Project, ornamentele sunt fabricate din cupru vechi de 5.000 de ani. Bentley a luat noțiunea mașinii din viitor cu capacități autonome complete și a construit-o folosind materiale sustenabile, asigurându-se astfel că viitorul mai este încă o posibilitate. Următorul vehicul este frumoasa mașină a viitorului Renault Trezor. După debutul din 2016 de la Paris Motor Show, aceasta a făcut ocolul lumii pentru a le arăta entuziaștilor ce are Renault de oferit. Pe lângă faptul că este capabilă de conducere autonomă, electricul Trezor prezintă un număr mare de elemente unice de design, inclusiv incredibilul plafon dintr-o bucată care se extinde pentru a permite pasagerilor să intre cu ușurință. Cine spune că mașinile electrice nu pot fi rapide? Conform Renault, această mașină sport are un motor de 350 de cai putere care propulsează vehiculul de la 0 la 100 de km pe oră în mai puțin de 4 secunde. Dacă iei în calcul și viteza maximă de 250 de km pe oră, e clar că acest cupe cu două locuri nu se lasă mai prejos. Momentan, Trezor este doar un concept car, dar compania a spus că vom vedea multe dintre elementele exterioare și interioare ale acesteia la alte modele Renault din viitor. Acum aruncă o privire la Stimline BMW Vision Next 100. Precum Bentley, BMW, care deține Rolls-Royce, apropo, tocmai a împlinit 100 de ani.
Ce faci la aniversarea de 100 de ani? Sărbătorești! Pentru a comemora această ocazie, în 2016 compania și-a lansat noul concept car BMW Vision Next 100. Vehiculul avansat prezintă uși fără mânere, un tablou de bord și un parbriz interactiv bazat pe inteligență artificială numit Companion. Conform BMW, Companion oferă șoferului asistență intuitivă subtilă în orice situație. Sau, dacă vrei, poți lăsa vehiculul să se conducă singur în timp ce te relaxezi în așa numitul Easy Mode. În exterior, designul geometric prezintă roți încapsulate și un sistem de lumini reptilian. Pe bune, arată super! Totul este ținut la oaltă într-o caroserie de fibră de carbon și plastic. Spre deosebire de metale, fibra de carbon și plasticul nu ruginesc, deci mașina poate sta pe teren mai mult fără să fie afectată de elementele vremii. Dar cine spune că mașinile noastre trebuie să rămână pe teren? Deja există destul trafic. Intră în scenă Bell Nexus Air Taxi. Este convențional? Nu. Atrage priviri? Cu siguranță. Făcut public la convenția CSS din 2019, acest hibrid zburător masiv este o combinație între un elicopter și o mașină. Fiind deja testată în Dallas, Texas, Dubai și Los Angeles, Bell speră că zburătorul electric poate deveni o metodă de transport populară până în 2025. Este capabil să zboare până la 250 de km pe oră și este echipat cu o carlingă de înaltă tehnologie și manete de control. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!